Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Leighton Orient este un club de fotbal din Londra. Jucătorii săi tocmai au aflat despre clubul lor, că a fost promovat într-o ligă superioară. Și sărbătoarea lor nu trece neobservată pe rețelele de socializare, pentru că într-un videoclip se vede cum aceștia cântă un imn de laudă lui Dumnezeu. Ce spun membrii echipei despre acest mod de a sărbători victoria lor? Vă spunem peste câteva momente. Rămâneți cu noi, începem! Sâmbătă 8 iulie, 4500 de creștini au fost botezați în timpul evenimentului Jesus Revolution din California. Un botez în masă caracterizat de organizatorul său Greg Laurie, drept unul dintre cele mai mari botezuri din istoria Statelor Unite ale Americii. Vine cu detalii pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Ciao, bine v-am găsit! O să avem și, cred, câteva imagini de la acest eveniment, Jesus Revolution. Ne puteți oferi mai multe detalii? Da, Beatrice, evenimentul în sine, important, frumos, de apreciat, are în background o situație interesantă, mai puțin cunoscută. Ea este legată de un film care chiar în momentul acesta se află în sălile de cinema din Europa, care se cheamă exact Jesus Revolution. Este un film care a fost destul de contestat pe rețelele de socializare, s-a scris mult despre el. Filmul pleacă de la istoria reală petrecută în anii 70 într-un grup hippie care oarecum plictisiți și dezamăgiți că visurile lor nu s-au realizat, atunci încearcă să intre în lumea spirituală și în gruparea aceasta are loc o trezire spirituală importantă și de acolo se naște așa numitul Jesus Movement, mișcarea lui Iisus Hristos, care se termină cu o trezire spirituală semnificativă. Iată, acesta este background, povestea aceasta și botezul, evenimentul exact. Care a fost ce organizat, legătură, se inspiră. Cum fac legătura cu botezul? Da, deci se inspiră la evenimentul acesta, deci în istoria aceasta, la filmul acesta și chiar regizorul, care nu mi-aduc acum aminte, regizorul filmului, a fost prezent la botez și a spus că există o legătură între trezirea de acum, din anii 70 și trezirea care noi o dorim acum pentru societatea americană. Tu spuneai de Greg Laurie, care a fost organizator evenimentului, spunea că revoluția pe care o aduce Iisus Hristos este revoluția pe care noi o dorim pentru societatea noastră. Este ceva interesant, Beatrice. Eu am notat că a fost un eveniment, nu a fost o campanie, n-a fost o trezire în America, n-a fost o succesiune de întâlniri, ci doar un eveniment, un moment în care, eu citez exact cuvintele lui, spune, botezul acesta a fost un eveniment național. Oamenii au venit din toată țara Americii, din toate Statele Unite, 4500 au fost botezați, în jur de 20.000 au fost spectatori. Deci a fost construit ca atare să fie o comemorare, să aducă aminte de un eveniment din trecut și să fie un eveniment de masă. Deci vă dați seama că s-a lucrat, a fost acolo un lobby de masă, a fost o organizare foarte mare și dacă din toată America s-au adunat cei 4.000 de persoane care au fost botezați, numărul este important, dar nu este un botez realizat pentru o convertire și o revărsare a Duhului Sfânt într-un anumit loc, așa cum s-a întâmplat pe vremea apostolilor în cetatea Ierusalimului, ci a fost un eveniment organizat ca să dea dimensiune, proporție și să se realizeze în concomitență cu lansarea filmului, care, după câte știu, deja a câștigat mai bine de 50 de milioane de dolari
până la ora actuală în sălile de cinema. Cât de autentic este un botez în masă, o convertire în masă? Într-un fel ați răspuns, dar aș vrea cumva să punctez, tocmai pentru că pare să se scoate în evidență acest aspect al evenimentului în masă. Da, zero. Răspund așa, într-un singur cuvânt. O convertire în masă nu are niciun fel de autenticitate, pentru că convertirea este o relație personală, directă, între mine și Mântuitorul meu, între mine și Dumnezeu. Biserica, societatea, masa, evenimentul, poate să fie un context, poate să fie o cornice, să fie un moment unde se desfășoară experiența aceasta spirituală. Dar autentic este doar această întâlnire între mine și Tatăl Celesc, între mine și Dumnezeu. Rămân 30 secunde, Beatrice. Mișcarea hippie în anii 65-66 venea cu propunerea unei noi societăți, nu? Faceți dragoste și nu război, flori în loc de bombe, nu? flori în țevele tunurilor, așa mai departe. După câțiva ani de zile, America a văzut că această mișcare nu poate realiza idealurile de pace. În perioada aceea era războiul din Vietnam și așa mai departe, cu toate nenorocirile care s-au petrecut. Ca atare, tinerii aceștia din comunitatea din California de Sud, după câțiva ani de evangelizare hippie, de promovare hippie, dezamăgiți de faptul că sunt doar niște sloganuri, atunci ei redescoperă valorile creștine ale lui Iisus Hristos. Însă, nu judec trezirea spirituală a nimănui, dar o trezire autentică este doar o trezire personală, directă, legată de Dumnezeu. În contextul acesta de masă, evangelizări de masă, chiar și la evenimentul acesta, se vorbește de multă muzică, show, spectacol, Moving Christmas, Mișcarea pentru Hristos, sunt specializați în spectacole, în concerte, nu găsesc această dimensiune personală a studiului, ca să mă opresc la răspunsul acesta. Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru intervenția de astăzi și pentru fiecare intervenție din această săptămână. Mulțumim și ne vedem și cu altă ocazie. Mulțumim! Șef, mereu să te fie cu drag! În studio alături de mine astăzi comentează, așa cum a făcut-o în fiecare zi pe parcursul acestei săptămâni, pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea Religioasă! Bine v-am regăsit! 4500 de oameni, iată, au fost botezați în timpul acestui eveniment, Revoluția lui Isus. Cam asta ar însemna. Ce ați remarcat în detaliile știrii pe care noi, iată, o prezentăm, am preluat-o și o prezentăm publicului nostru, 4500, așa cum spune și organizatorul, și pentru ei a fost o surpriză, și că este practic unul dintre cele mai mari botezuri din istoria Statelor Unite ale Americii. Da, sunt ani buni de când n-a mai fost un eveniment de asemenea învergură. 4500 de oameni, parcă ne aducem aminte de Faptele Apostolilor cu botez de odată 5000, odată 3000. Nu putem să judecăm. Absolut. Nu putem să judecăm alegerile acestor oameni. Poate că evenimentul a fost unul care a influențat alegerea unora dintre ei. Însă cert este că oamenii aceștia erau acolo și decizia lor de a se boteza este o decizie pe care numai Dumnezeu o poate analiza, numai Dumnezeu știe ce a fost în inima lor. Însă este un eveniment și evenimentul acesta, un eveniment public, marchează și influențează pe oameni și sperăm să fie o influență spre bine. Pe de altă parte, un om care alege să fie botezat, să devină un creștin practicant, pentru că până la urmă botezul asta este, un astfel de creștin este un om cu care poți să trăiești frumos și poți să trăiești ușor. Da. Ne-am dorit să fie mai mulți oameni care să facă o astfel de alegere și spuneam, fără să contestăm calitatea alegerilor, oamenii aceștia au luat o decizie care este un lucru bun.
Sigur că da. Dacă ar fi să analizăm cele două evenimente, acest eveniment și să analizăm un eveniment, să spunem, în care Iisus a fost prezent, colegul nostru din Italia făcea referire la faptul că organizația, cea care a organizat practic întregul botez, este specializată în show, într-un anumit gen de muzică, inclusiv inspirația vine din urma unui film care și el este, iată, puțin contestat. Dacă ar fi să punem în oglindă, poate ne-ar fi mai ușor să înțelegem și să analizăm pentru noi ca și persoane. Sigur, e un lucru extraordinar să-ți predai viața lui Iisus. Aici, dacă ai făcut-o cu toată inima, chiar nu contează că a fost în masă, chiar nu contează, important e că ai spus da și ceea ce urmează mai departe, dar dacă ar fi să analizăm, suntem totuși la lumea religioasă și cu asta ne ocupăm, analizăm fenomene. Când analizăm acum din perspectiva organizatorilor, am vorbit până acum din perspectiva celor care au luat o decizie și spuneam că decizia aceasta nu poate fi contestată. Când vorbim din perspectiva organizatorilor, este o tendință, așa cum este de fapt și în alte domenii ale vieții, de a se face spectacol din orice. Creștinismul nu este un domeniu al show-ului, al spectacolului. Este adevărat că poate să influențeze, că poate să creeze un curent de, să formeze un curent de opinie. Să nu uităm că am vorbit cu ceva timp în urmă despre scrierea Bibliei și a fost în fața Capitoliului. A fost iarăși un exercițiu de imagine. Nu aș încuraja astfel de evenimente să fie frecvente, să transformăm credința, creștinismul, să-l transformăm într-un spectacol. Dar să nu uităm că au fost ocazii când dintr-un astfel de spectacol, chiar dacă intențiile organizatorilor nu au fost cele mai bune, totuși oamenii care și-au dedicat viața lui Hristos au avut intențiile cele mai bune. Sigur că da. Și Dumnezeu binecuvântează sinceritatea unui om. Vă propun să mergem mai departe. Leyton Orient este un club de fotbal din Londra. Jucătorii săi tocmai au aflat despre clubul lor că a fost promovat într-o ligă superioară. Și sărbătorirea și sărbătoarea lor nu trece observată pe rețelele de socializare, pentru că într-un clip se vede cum aceștia cântă un imn de laudă lui Dumnezeu. Ceea ce este mai important este că există un nucleu de creștini în echipă care au mărturisit că Dumnezeu s-a mutat cu adevărat în culise pe tot parcursul sezonului la clubul nostru. Sunt mărturiile celor care, iată, fericiști, cântă un imn de slavă lui Dumnezeu. Mie îmi place știrea asta și îmi place în general o știre pozitivă a un om sau oameni care cântă lui Dumnezeu, care iau decizii pentru Hristos. Aș vrea să încercăm să înțelegem știrea aceasta. Haideți să încercăm să înțelegem. Este dintr-o lume aparte a sportului. Marea Britanie este leagănul fotbalului, iar apariția cluburilor de fotbal, chiar m-am uitat în datele acestui club, 1881 a fost înființat clubul acesta, al doilea club înființat din zona capitalei, din Londra, deci are o istorie foarte veche. Cluburile s-au înființat și încă se înființează pe anumite criterii, uneori de prietenie, de relații, de apartenență la o anumită colectivitate. Cu ceva timp în urmă, un an și jumătate, am citit despre un grup de români din o suburbie a Londrei, care au înființat un club de fotbal și l-au înscris într-una dintre ligile inferioare, bineînțeles. În felul acesta, cei care au înființat acest club și-au declarat cumva o apartenență creștină și orice victorie pe care ei o obțin pe terenul de fotbal, o consideră ca fiind o victorie a credinței. Aș vrea să citesc puțin cuvintele cântecului pe care l-au cântat. A cânta Aleluia este tot ce am nevoie, când mă gândesc la bunătatea și iubirea ta pentru mine. Oh, bucuria mântuirii mele se întoarce la mine, este doar un Aleluia vechi cu o melodie nouă.
Da, este ceva colorat pentru lumea religioasă. Dar marș bucuria, energia. Ne este greu unora dintre noi să asociem fotbalul cu credința, însă dacă înțelegem din perspectiva aceasta în care am încercat să introduc pe ascultători, și anume că unele cluburi de fotbal, nu marile cluburi din ligile superioare, ci acele cluburi care joacă uneori sunt pur și simplu competiții regionale, chiar de familii, de prietenii, cluburile acestea au un rol social. Și uneori este chiar și pe criteriul acesta religios. Dacă este să lărgim puțin cadrul, să nu uităm că în Scoția sunt două cluburi foarte cunoscute, Glasgow Rangers și Celtic, sunt cunoscute pe plan internațional, unii sunt protestanți și unii sunt catolici. Între cele două cluburi este rivalitate care pornește și de la aspectele acestea religioase. Întorcându-ne la clubul acesta, el a dat culoare unui eveniment sportiv și dacă oamenii aceștia au cântat, iarăși, ce spuneam și puțin mai înainte, nu putem să contestăm autenticitatea bucuriei lor atunci când au cântat cântece religioase. Dumnezeu să îi binecuvânteze. Dar dacă ar fi să facem o paranteză ca și notă, care este rezervat? De ce nu se asociază așa de bine fotbalul, să spunem, cu credința? Pentru cei care ne urmăresc și poate nu înțeleg nuanța pe care ați dat-o la un moment dat. Pentru că imaginea fotbalului este o imagine, mai ales în Anglia, în cluburile mari, a huliganilor, acei faimoși hooligans. Apoi sunt foarte mulți bani negri care circulă, un anumit grad de corupție. Dar să nu uităm că aici avem de-a face cu niște oameni care joacă în niște ligi inferioare și mulți dintre ei nici măcar nu sunt profesioniști, ci sunt acolo pentru că joacă pur și simplu de plăcere. Și să reținem că în bucuria lor au ales să cânte lui Dumnezeu un imn de slavă la adresa lui Dumnezeu, pentru că au trecut într-o ligă superioară. Superior, sigur. Și mergem mai departe și urmărim știrile pe scurt din lumea religioasă prezentate de Alberto Asofiei. O nouă săptămână, o nouă ocazie în care ne punem la curent cu ce se mai întâmplă prin lumea religioasă. Așadar, aflăm că summitul Credință și Muncă a ajuns la a 10-a ediție. Conducătorii ai unor mărci de renume s-au reunit săptămâna trecută pentru a discuta și a împărtăși idei despre cum să devină angajatori prietenoși față de angajații credincioși, creștini sau de alte religii. Google, American Express, Salesforce, Rolls-Royce, Thames Water și OVO Energy s-au numărat printre cei prezenți în Downing Street pentru a se întâlni cu grupul parlamentar al partidelor pentru libertatea religiei și a credinței, cu scopul de a discuta despre faptul că majoritatea convingerilor religioase ale unei persoane sunt mai degrabă un atu decât o problemă la locul de muncă. Brian J. Grimm, președintele Fundației pentru Libertate Religioasă și Afaceri, a declarat: "Nu este corect ca unele lucruri care ne definesc, precum rasa, genul sau orientarea sexuală, să fie acceptate de către societate, iar credința să fie lăsată în urmă." În perioada 13-15 iulie, creștinii spanioli au ieșit pe străzile Barcelonei cu Biblia în mână pentru o evanghelizare la scară largă sub denumirea Barcelona, Iisus te iubește. Președintele Confraternidad de Pastores y Ministros de Catalunya are o misiune clară, aceea că mesajul Evangheliei să ajungă atât la locuitorii orașului cât și la turiști, care sunt foarte numeroși în perioada estivală. Evenimentul este unul de mobilizare publică și premergător alegerilor generale din Spania, care vor avea loc în 23 iulie. Arheologii descoperă o chitanță veche de 2000 de ani pe drumul de pelerinaj din Ierusalim. Potrivit CBN News, experții spun despre aceasta că probabil provine din perioada celui de-al doilea templu, când a trăit Isus, iar romanii controlau zona. Chitanța, o bucată mică de piatră de cretă, are sculptat pe ea numele Shimon în ebraică. De asemenea, are sculpturi cu litere și cifre, relatează Israel National News. Piatra de cretă a fost găsită într-un sit de excavație din Parcul Național Zidurile Ierusalimului, iar cercetătorii care au documentat acest eveniment într-un jurnal recent de arheologie afirmă că fiecare descoperire este deosebit de importantă, deoarece contribuie la dezvăluirea unei mici părți din puzzle-ul arheologic al Ierusalimului antic.
ADRA Canada donează peste 700.000 de euro către ADRA România. La data de 1 iulie 2022, ADRA a demarat proiectul pentru refugiații ucrainieni implementat de ADRA România și finanțat de ADRA Canada. În cadrul proiectului, care s-a desfășurat pe o perioadă de 9 luni, un grup țintă de aproximativ 4.000 de refugiați de origine ucraineană au beneficiat de servicii de sprijin psihosocial, de asistență financiară pentru adăposturile care i-au găzduit și programe de integrare a copiilor în sistemul de învățământ românesc, precum și amenajarea unor spații pentru organizarea de activități adaptate vârstei acestora. Pentru dezvoltarea acestui proiect, ADRA Canada a donat 700.000 de dolari. ADRA este agenția umanitară a Bisericii Adventiste de ziua 7. 11.000 de voluntari adventiști din diferite orașe din nordul Peruului au ales să-și dedice vacanțele misiunii Caleb. Acesta este un proiect de voluntariat promovat de biserică încă din anul 2004, în care tinerii își dedică perioada vacanței de vară pentru a servi comunitatea și a propovădui Evanghelia. Proiectul se desfășoară în nordul și nord-estul Peruului și are un impact atât de mare încât la sfârșitul primei săptămâni de misiune, 535 de persoane au decis să fie botezate. Cercetează tot, păstrează ce este bun. Haideți să vedem ce păstrăm bun din știrile pe care le-am ascultat. Vă reamintesc că aici se află pastorul Lucian Florișel și comentează pentru noi. Cam toate știrile sună bine în grupajul de astăzi. Iată Barcelona, Iisus te iubesc. Frumos. Au ieșit pe străzi în perioada 315 iunie cu Biblia în mână în Barcelona pentru o evanghelie la scară, evanghelizare la scară largă. Pare surprinzător pentru Spania, pentru Barcelona, dar lucrul acesta ne spune că uneori oamenii ajung în situația de a se întoarce către lucrurile care merită cu adevărat. Și Biblia este cartea care întotdeauna merită. Așa este, mai avem o știre. O știre care mi-a atras atenția este, de fapt, prima știre care a fost pusă, Summitul, și anume cea dintre credință și muncă, și anume de acea întâlnire care a avut loc cu companiile, marile companii, cei care sunt mari angajatori, și un lucru care mi-a plăcut și este subliniat în știrea aceasta și, bineînțeles, a fost subliniat în discuțiile lor, că apartenența la o credință, faptul că niște oameni sunt credincioși autentici, nu trebuie să fie privit ca o slăbiciune, să fie privită apartenența, să fie privită ca o slăbiciune, ci din contră să fie privită ca un atu. Adică oamenii aceia, dacă lucrează într-o instituție, într-o companie, oamenii aceia sunt serioși, sunt dedicați muncilor, chiar dacă își cer anumite drepturi. Să nu uităm, am comentat cu două săptămâni în urmă, am comentat despre problemele care pot să apară la muncă, la locul de muncă, acel conflict cu apartenența religioasă, cei care cer libertatea manifestării credinței duminica sau sâmbăta, așa cum a fost o știre recentă, să nu fie considerat ca fiind un punct slab al acelui om, ci din contră să îi se împlinească acele nevoi spirituale, iar el va fi mai dedicat decât ceilalți angajați să răspundă provocărilor de la locul lui de muncă. Lucrul acesta mi-a plăcut, pentru că până la urmă un credincios autentic, el ce face, și este o expresie biblică, el face ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și lucrul acesta este frumos. Da, mai este și știrea din zona arheologiei, arheologii care descoperă la Ierusalim o chitanță veche de 2000 de ani. Da, este foarte interesant faptul că descoperirile nu se termină. Atunci când consider că un sit arheologic a fost încheiat, mai descoperi câte ceva. Și fiecare dintre aceste descoperiri, uneori este vorba de bucățele mici, chitanță, sună foarte interesant pentru noi, dar este vorba de o bucățică de piatră calcaroasă, de cretă, pe care se putea grava ușor, în care erau date câteva detalii, un nume, timpul în care se petrece evenimentul respectiv. Aceste detalii ne spun mereu și mereu despre
timpul istoric în care a trăit Domnul Hristos. Și faptul că acele elemente istorice care au fost și încă sunt contestate, arheologia vine și spune, ele chiar așa au fost, evenimentele timpului chiar au avut loc. Nu sunt povești, nu intră într-o legendă, așa cum încearcă de mult timp să se spună că Iisus nu a fost un personaj real, ci este pur și simplu o plăzmuire a minții unor oameni. Da, îmi place și știrea cu ADRA, ADRA România, iată, va primi din partea ADRA Canadei 700 de mii de euro. Nu este prima dată când ADRA este finanțată și din fonduri europene, pentru că este implicat în câteva proiecte foarte bune. În mod special pentru copii, nu vorbesc de celelalte proiecte sociale, dar în mod special pentru copii și pentru educația lor, pregătirea lor pentru viitor, ca ei să fie susținuți în școală, încadrați în școală, să fie ajutați să își facă studiile și în același timp sunt ajutate și familiile lor. Este una dintre cele mai bune implicări a organizației ADRA, care aparține de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, pentru cei care nu cunosc numele acesta. Ei sunt implicați și din punct de vedere social și în felul acesta pentru copii se aduce o speranță și, bineînțeles, un viitor. Tragem linie, aș vrea să ne uităm încă o dată pe știrile de astăzi. Au fost luminoase și din zona pozitivă, totuși, și aici, când suntem în zona aceasta, trebuie să citim cu atenție, trebuie să rezonăm sau să ne punem întrebări. Cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile abordate astăzi? Astăzi a fost într-adevăr o zi mai pozitivă, iată, cu cântec într-o ligă, chiar dacă inferioară, o ligă de fotbal. Dar de ce nu? Ar trebui să privim lucrurile și dintr-o perspectivă pozitivă. Avem nevoie de a privi lucrurile și așa, iar un creștin ar trebui să aibă o abordare optimistă a lucrurilor. Nu trebuie să fie pesimist, îi plouă în casă tot timpul. Este adevărat că sunt prea multe lucruri rele care se întâmplă în lumea religioasă, dar sunt și lucruri pozitive și lucruri frumoase. Și când știm, dincolo de toate, că Dumnezeu este Cel care conduce toate lucrurile și care a făcut o promisiune și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor, de ce nu am fi bucurași, cu inima plină de bucurie? Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi și pe întregul parcurs al săptămânii ne-am văzut aici la Lumea Religioasă, am urmărit multe știri, le-am comentat împreună. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare. Mulțumesc și eu. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune vă doresc.